Este un băiat tânăr, nu mai are vlagă în el. Îl ducem la inspect sau că deocamdată vedem evaluarea, după care vom îl mutăm în alt județ sau îl punem la dispoziție în altă funcție inferioară. Propunerea de demitere a șefului de la IPJ Neamț mai are de așteptat. Ministrul de Interne a cerut corpului de control să verifice activitatea lui Aurelian Șoric înainte să ia o decizie. Raportul ar trebui să fie pe masa ministrului Igaș în cel mult o săptămână. Peste 1000 dintre polițiștii din județ au sărit astăzi în apărarea șefului lor. Mulți dintre ei amenință că dacă pleacă Șoric, pleacă și ei. Din anul 1968 și până în prezent, eu nu am avut ocazia să cunosc un inspector șef care s-a îndreptat cu mai multă atenție către problemele fiecărui om în parte. Subalternii lui Aurelian Șoric nu iau în calcul nici acuzațiile potrivit cărora comisarul șef ar fi avut legături cu cei din clanul Mararu. Datele rezultă dintr-un raport întocmit de un fost angajat al Serviciului Secret al Ministerului de Interne. Potrivit ofițerului Constantin Nechita, dovada este că a locuit în vila aparținând lui Gheorghe Mararu, cel mai important lider de crimă organizată din Neamț, și ulterior, în aceeași perioadă, au ridicat două impunătoare vile, fiind vecini. Șeful inspectoratului Neamț neagă însă acuzațiile. Nu am nicio legătură cu familia Mararu. Gheorghe Mararu, Dumnezeu să-l ierte, locuia împreună cu familia în vecinătatea mea și atât. Vă asigur eu că nu este absolut nimic în afară de o relație de vecinătate. Și în afară de asta, Măraru, de ce este atât de interlop Măraru? De ce se vehiculează acest lucru? De ce? Pentru că dădea bani la oameni și le lua camătă. Câți nu dau bani? Sunt procurori care dau bani. Sunt, eu știu, și alții. Polițiștii din județ au făcut zid în jurul lui Șoric. Dacă și-a făcut casă, interlopul lângă el, ce trebuie să facă? Dea pe la casă? Să facă casă unde să facă? Pe bătca doamnei? În mijlocul apii, unde să facă casă? Dacă interlopul ocupa pe unde a făcut casă. Comisarul șef Aurelian Șoric le-a cerut șefilor de post din județ să renunțe la ideea de a demisiona în bloc în cazul în care el va fi înlocuit din funcție. Bomba de la Neamț a explodat și la București, unde e cerută și demisia șefului Poliției Române, tot de către secretarul de stat Dan Fătuloiu. Colega mea, Alexandra Bogdan, se află la Ministerul de Interne. Alexandra, te rog să ne explici ce îi se reproșează șefului Poliției Române, Petre Tobă. Secretarul de stat în Ministerul de Interne spune despre șeful Poliției Române că nu are pregătirea necesară pentru a ocupa funcția pe care o ocupă în acest moment și îl acuză de management defectuos. Din cauza acestui management defectuos la vârf, spune Dan Fătuloiu, nici șefii poliției din țară nu-și fac treaba și a făcut Dan Fătuloiu strictă referire la ceea ce s-a întâmplat astăzi la IPJ Neamț și la protestul polițiștilor de acolo. S-a ajuns atât de departe încât Dan Fătuloiu a dat un ultimatum ministrului de Interne și a spus că în cazul în care Petre Tobă nu va pleca de la șefia Poliției Române, atunci el însuși își va da demisia. Toate aceste declarații au fost făcute de Dan Fătuloiu încă de ieri, să-l ascultăm. Am plecat în Statele Unite ca ministru competent, m-am întors, am constatat o evoluție și o debandadă datorită unor manageri la IGP care, din păcate, n-au terminat școala de poliție, au 14 ani în poliție, și nu sunt recunoscuți. Când nu treci pe acolo, în corpul de control al ministrului, în corpurile de control, sunt oameni care n-au trecut și se duc și controlează. Avem 70% din oameni sunt sancționați. Este o rușine. Alexandra, să nu uităm de unde au pornit toate acestea. Ce mai știi nou despre ancheta de la Piatra Neamț? Dan Fătuloiu a cerut și demisia șefului de la IPJ în Neamț. Este interesant însă de spus că în anul 2006, atunci când Aurelian Șoric a dat concurs pentru funcția de șef al inspectoratului de poliție, însuși Dan Fătuloiu a semnat actul de numire al acestuia în funcție, atunci el fiind șeful Poliției Române. Totuși, despre Aurelian Șoric se spun multe în ultima vreme, cum că ar fi avut legături cu lumea interlopă, se spune chiar în presa locală de astăzi că soția acestuia, în calitate de notar public, ar fi semnat documente nu tocmai legale în beneficiul unor membri ai lumii interlope. Tot cazul de la IPJ Neamț s-a mutat la parchetul general și ministrul de interne va trimite mâine acolo corpul său de control pentru un raport detaliat despre situația de acolo. Îți mulțumesc, Alexandra. Vă spuneam că sunt răni și mai noi și mai vechi deschise de acest caz. Pe lângă toate aceste certuri în Ministerul de Interne, crima de la Piatra Neamț a readus în discuție și modul în care sunt eliberați deținuții care au executat două treimi din pedeapsă. Suspectul Cristian Chilat, zis Falău, fusese eliberat condiționat din penitenciar la începutul lunii august 2010. Și asta în ciuda faptului că este recidivist și a fost sancționat de două ori în timpul detenției.
Cristian Chilat a fost arestat în februarie 2008 pentru incendierea mașinilor clanului Mararu. A primit doar 3 ani de închisoare și urma să iasă din penitenciar în februarie 2011. În aprilie însă, Comisia Penitenciarului Vaslui a propus eliberarea lui condiționată. Motivul: bună purtare. Asta deși avea antecedente penale și fusese sancționat disciplinar pentru lovirea unui deținut și pentru autoagresiune. Judecătoarea Anca Natalia Costea de la Judecătoria Vaslui a respins propunerea. Instanța reține că relevante abaterile disciplinare pentru care a fost sancționat și care, prin gravitatea lor, demonstrează că scopul pedepsei nu a fost încă atins. În iulie, comisia a propus din nou eliberarea condiționată, iar președintele Judecătoriei Vaslui, Adrian Chiriac, a admis cererea. Din caracterizarea depusă la dosar, reiese că de la ultima analiză, Chilat Cristian a avut un comportament corespunzător, nu a fost sancționat disciplinar, fiind recompensat cu suplimentarea dreptului la pachet și vizită. Cireașa de pe tort e că parchetul Judecătoriei Vaslui nici nu a făcut recurs. Ministrul Justiției Cătălin Predoiu, în subordinea căruia se află penitenciarele, aruncă pisica doar în curtea magistraților. Nu există o interferență a penitenciarilor în această chestiune. Speța pe care ați ridicat-o dumneavoastră trimite direct la seriozitatea modului de judecare a dosarelor de către judecători. Potrivit legii, judecătorul poate consulta întreg dosarul deținutului atunci când ia în discuție eliberarea condiționată. Și este normal să ne întrebăm dacă nu este vorba despre un viciu de sistem, pentru că asasinatul de la Piatra Neamț nu este decât punctul culminant al unui conflict cu rădăcini adânci în lumea interlopă ieșeană și nemțeană. Începând cu 2005, acolo s-au înregistrat o serie de incendieri de mașini, tentative de asasinat și fapte de corupție ce au ajuns la un nivel înalt. Nume sonore din poliție și din mediul politic au fost menționate în diverse dosare instrumentate de structurile specializate ale statului. Printre cei vizați au fost Sorin Crivăț, fost secretar de stat în Ministerul Integrării Europene, acuzat într-un alt dosar de luare de mită, și Gheorghe Plai, fost șef al IGPR. Într-o discuție telefonică interceptată de SRI, purtată de interlopul Tiberiu Cristodorescu și Sorin Crivăț, se punea problema aranjării unui alt interlop, Vasile Rodideal. În 2005, cei doi, imediat după arestarea basarabeanului, pregătesc modul în care va fi tratat acesta în închisoare. Eu cred că o să-l aducă la București. Din câte am vorbit eu cu ăștia, îl va aduce la București, că cu valuta aia falsă, când a vrut să-l trimită pe Cristi, are dosar penal acolo. Îi dăm la om ca să-l bage în cameră cu niște băieți buni. Am vorbit cu Puiul la Bacău și eu la Iași, dacă e pentru al Hali de Viu. Eu sponsorizez jumătate de penitenciar, care spune că pe Vasile primește premiu familia. Da, lasă că o să-l aranjez eu pe Vasile în fiecare zi. Tot în 2005, în altă convorbire telefonică interceptată de procuror, Cristodorescu îi spunea lui Crivăț că el crede că basarabeanul Rodideal este omul comisarului Plai. Păi de Rodideal eu stau și mă mai gândesc la domnul comisar Plai. Rodideal a fost omul lui. Da, și Rodideal i-a dat informații și a și cotizat. Îți dai seama că prea bine nu se simte el acum, că tărtanul ăsta nenorocit nu lua niciodată cetățenie română dacă nu l-avea pe ăsta în spate. Tiberiu Cristodorescu primește și o veste care ar trebui să-l bucure, o convorbire cu Cătălin Văleanu, avocat în baroul Iași, soțul judecătoarei Cristina Văleanu la Curtea de Apel din Iași. Ce faci, Cătălin? Salut! Ce să fac? Am fost ocupat puțin. Da, eu sunt ăla cu vești bune, îți dau și ție o veste bună, da? O să o interpretezi tu, avem o nouă vicepreședinte la Curtea de Apel, o cheamă Cristina Văleanu și discutăm luni mai multe. Și când e un nou termen la noi? Discutăm când ne vedem. Toate aceste interceptări au fost făcute în dosarul Tasco Chim, privind evaziunea fiscală și spălarea de bani într-o afacere cu produse petroliere derulată prin intermediul a 3 firme fantomă, din Iași, Vaslui și Botoșani. Prejudiciul ar fi fost de 4,5 milioane de euro. În studio